30 septembrie înseamnă ziua în care debutează săptămâna prevenirii criminalității. Concret, cum se va derula aceasta la Reghin? Da, bine ați făcut precizarea. 30 septembrie este începutul săptămânii prevenirii criminalității. Este o gamă complexă de activități derulate de către Poliția Română, vorbim de cea de-a 8-a ediție, iar pe plan local, întreaga poliție reghineană este angrenată într-un complex de activități menite a pregăti antiinfracțional populația, activități menite antivictimizării. Prin polițiștii de proximitate, prin lucrătorii de investigații criminale, prin polițiștii cu atribuțiuni pe linie rutieră, Poliția Municipiului Reghin are în fiecare zi activități specifice unei linii de muncă. Dacă este să începem cu ziua de astăzi, vă pot face precizarea că ziua de astăzi este dedicată prevenirii furturilor din autoturisme, furturilor din locuințe și furturilor de pe câmp. Știți foarte bine, atât dumneavoastră cât și populația cunoaște faptul că principala infracțiune cu care se confruntă poliția este infracțiunea de furt, sau mai bine zis, toate genurile de infracțiuni. Infracțiunile de furt, chiar dacă nu au crescut sau au crescut într-o porție foarte mică, totuși ne obligă să desfășurăm activități atât pentru prevenire cât și pentru combatere. În multe rânduri am solicitat aportul populației, aportul mass mediei pentru o educație a populației în acest sens, pentru o pregătire antiinfracțională. N-aș putea să vă dau exemple de furt recente, prea multe, pentru că nu avem furturi pe raza de competență cu un mod de operare deosebit sau cu prejudicii mari. Singurul exemplu la care aș dori să mă opresc este unul de dată recentă și vorbim despre faptul că în săptămâna anterioară postul de poliție Fărăgău a fost sesizat despre faptul că autori necunoscuți au pătruns prin efracție în biserica din localitatea Poarta, de unde s-au sustras mai multe bunuri. Bunuri care, chiar dacă nu fac parte din patrimoniul cultural național, sunt bunuri cu semnificație deosebită. Lucrătorii secției de poliție Breaza și a postului de poliție Fărăgău s-au mobilizat, au beneficiat și de sprijinul altor lucrători, atât de la Poliția Municipiului cât și de la alte secții rurale, iar în cursul zilei de vineri au reușit identificarea făptuitorului, au fost recuperate bunurile și restituite instituției de cult, s-a început urmărirea penală, a fost reținut 24 de ore, iar sâmbătă judecătoria Reghin a emis un mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile împotriva inculpatului. Mergem mai departe și vă pot spune că ziua de mâine va fi dedicată prevenirii violenței. Ați sesizat și dumneavoastră și toată lumea sesizează faptul că trăim într-o lume care este din ce în ce mai violentă, violență care se manifestă pe multiple planuri, plecând de la violența verbală, violența gesturilor, până la violența fizică. Vom desfășura activități specifice și pe această linie prin polițiștii de proximitate care vor participa în instituțiile de învățământ la ore de dirigenție.
În data de 2-a 10-a vom desfășura activități pe linia prevenirii delicvenței juvenile. Statistica activității de poliție ne arată faptul că activitatea infracțională este începută de la o vârstă care este în scădere. Și chiar dacă legea penală spune că minorul răspunde penal începând cu vârsta de 14 ani, o răspundere oarecum limitată și condiționată de prezența discernământului pentru vârsta de 14-16 ani, constatăm că sunt infracțiuni tot mai multe care sunt comise atât de minori cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, deci care răspund penal, dar sunt infracțiuni comise și de către minori sub 14 ani care nu răspund penal. Avem exemple de astfel de făptuitori atât în mediul urban cât și în mediul rural. Încercăm să conștientizăm familia, instituțiile de învățământ și societatea pentru o mai bună educație a minorilor, pentru ca aceștia să nu fie atrași în activitatea infracțională care ulterior le va aduce mari neplăceri atât lor cât și familiilor. În ziua de 3 octombrie desfășurăm activități pe linia prevenirii victimizării minorilor de data aceasta, deci încercăm să găsim acea modalitate sau acele mijloace și metode eficiente de muncă, astfel încât minorii să nu cadă victime infracțiunilor. Sunt mai multe genuri de infracțiuni a căror victime sunt minorii și plecând atât de la activitățile pe linie rutieră, dar și activitățile pe linie judiciară. Minorii foarte ușor poate să cadă victime accidentelor rutiere, poate să cadă foarte ușor victime infracțiunilor de furt, iar cele mai multe infracțiuni care le avem și în care victime sunt minorii sunt infracțiunile de furt și în special a furturilor de telefoane. Deci de la vârste fragede poartă telefoane asupra lor și foarte ușor cad victime infracțiunilor de furt. Vom încheia săptămâna educativă cu activități pe linie rutieră. Am făcut un început acestui tip de activități. Probleme deosebite nu avem pe linie rutieră pe raza municipiului Reghin. Probleme mai deosebite sunt în mediul rural, dar victime minori avem oarecum puține spre bucuria și fericirea familiilor. Fac precizarea, fac rugămintea, fac sugestia ca minorii să fie foarte bine supravegheați, atât în zona blocului, precum și în zonele de joacă, pentru că ușor ies pe căile de circulație și pot să cadă victime accidentelor rutiere. Cam aceasta ar fi gama de activități. Sunt atrase în activitatea noastră și alte societăți comerciale, alte instituții. Beneficiem și de sprijinul dumneavoastră și chiar vă rugăm să fiți alături de noi în fiecare zi, în așa fel încât la sfârșitul săptămânii să putem bifa o activitate eficientă. Am dorit ca prin intermediul dumneavoastră să ajungem la cetățeni foarte rapid, să fim foarte bine înțeleși și, bineînțeles, nu în ultimul rând, am dorit ca prin ceea ce am făcut cetățenii să recunoască că am desfășurat o activitate
eficientă sau productivă, să spun așa. De asemenea, tot prin intermediul dumneavoastră așteptăm sugestiile și observațiile cetățenilor. Probabil că la sfârșitul acestei săptămâni se va face și un bilanț, o concluzie a ceea ce s-a realizat și ce ar mai fi de făcut în continuare. Sigur că fiecare activitate desfășurată este bine să fie urmată de o evaluare a acestei activități. Să vedem ce am făcut, ce a rezultat, să vedem ce este bun, ce este mai puțin bun, să tragem concluziile necesare pentru a găsi modalitatea prestării unei munci de calitate, unei munci polițienești adevărate, care să-și găsească până la urmă rezultatele în asigurarea climatului de ordine și siguranță publică în rândul comunității. Sigur că desfășurăm foarte multe activități, avem preocupări pe toate liniile, însă ținta care mi-o propun este ca elementul polițienesc să fie mai vizibil, pentru că cetățeanul are nevoie să se simtă în siguranță pe stradă, acasă sau chiar la locul de muncă, dacă este vorba. Și dacă tot ne adresăm cu aceste activități elevilor din instituțiile de învățământ de pe raza municipiului Reghin, mă refer doar pe raza municipiului, deși astfel de activități se desfășoară în fiecare comună, acolo unde există post de poliție comunal sau acolo unde secțiile de poliție rurală își desfășoară activitatea, aș dori să remarcați prezența în proximitatea instituțiilor de învățământ. Avem stabilite reguli foarte clare de la care nu ne vom abate cu privire la prezența în intervalul orar 7:30, 8:15. Avem activități pe care le desfășurăm ulterior în incinta instituțiilor de învățământ și, bineînțeles, veți vedea și prezența la orele de sfârșit al programului școlar. Acolo unde dumneavoastră veți sesiza lipsa elementului polițienesc, am rugămintea să fim sesizați. În întreaga această activitate sunt atrase efectivele Poliției Municipiului Reghin, ale Poliției Locale și ale Jandarmeriei. Am creat un cadru de acțiune, un cadru în care fiecare lucrător trebuie să știe ceea ce desfășoară, unde desfășoară și când își desfășoară activitatea. Și asta pentru că încerc să dau o notă de rigurozitate mai mare. În final, v-aș întreba dacă în edițiile anterioare ale săptămânii prevenirii criminalității s-a dovedit eficiența acestei activități. Oarecum sunt un conducător de instituție probabil mai atipic. Vă rog să mă credeți că nu mă interesează neapărat eficiența activităților în cele 5 zile ale săptămânii. Ținta mea este permanentizarea eficienței, deci nu aș dori să lucrez în salturi, pe etape bine determinate și stabilite de alții. Pe mine mă interesează eficiența permanentă, zilnică și continuă, să spun așa, chiar dacă ar părea termeni care se suprapun, nu îi consider așa. Mă interesează un climat permanent de liniște și siguranță publică pe raza municipiului Reghin. Degeaba acționez foarte bine 5 zile, iar ulterior mă trezesc că am evenimente negative care mi arată că am lăsat garda jos. Doresc o permanentizare a eficienței serviciului polițienesc.